Avem un program politic care este definit, care este consistent, care este deschis, nu doar pentru momentul actual, ci și pentru perspectiva următorilor ani în România. Avem oameni pregătiți, puternici, prestigioși, care se alătură Partidului Național Liberal, văzând în el singura speranță de a ieși din acest circuit de 20 de ani în care o aripă sau alta a FSN-ului vin la putere. Avem încrederea mai multor români ca niciodată. Niciodată Partidul Național Liberal nu a avut cote de încredere și de intenție de vot atât de mari ca astăzi. 25%, ca să fim rezervați, ca să nu fim prea optimiști. Niciodată un lider al Partidului Național Liberal n-a fost primul dintre politicienii momentului la încredere și intenție de vot a românilor. Sigur că aceste lucruri nu sunt de ajuns. Sigur că trebuie să muncim foarte mult să păstrăm și să dezvoltăm aceste lucruri. Dar premisele există, motive de încredere avem și avem mai ales, ceea ce sublineau și colegii mei, obligația de a răspunde așteptării românilor. Din ce în ce mai mulți români s-au lămurit și nu mai vor astăzi să aibă parte de ceea ce le oferă actualul președinte și actuala guvernare și în același timp nu vor să se întoarcă la un PSD ale cărui principii, ale cărui programe și ale cărui apucături le cunosc la fel de bine.